Lituania va recunoaște permisele de conducere emise de Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene după semnarea acordului interguvernamental moldo-lituanian cu privire la conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere. Prevederile acordului vor oferi cetățenilor țării noastre stabiliți permanența provizorie în Lituania un șir de beneficii, cum ar fi scutirea de școlarizare și examinare suplimentare la convertirea carnetelor de conducere și cheltuielilor aferente acestui proces, libera circulație în traficul internațional, inclusiv prin facilitarea contractelor de muncă. Precizăm că în prezent Republica Moldova este în proces de negociere și cu alte state europene pentru a recunoaște permisele moldovenești, fie pentru a facilita procedura de convertire a acestora în țările respective. Este vorba de țări precum Germania și Italia.